Adunarea eparhială a Episcopiei Dacii Felix s-a reunit ieri în ședință de lucru în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Vârșeț, Serbia. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria și locțiitorul Episcopiei Daciei Felix. Dimineața, membrii adunării au participat la Sfânta Liturghie și la Tedeumul săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan. În cadrul ședinței au fost prezentate rapoartele sectoarelor eparhiale privind activitățile anului 2018 și au fost prezentate prioritățile anului 2019. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în Catedrala Episcopală din Vârșeț s-a desfășurat ședința ordinară anuală de lucru a Episcopiei Daciei Felix, cu toți membrii și organismele competente care o compun și, bineînțeles, la fel ca și în România, s-au prezentat rapoartele de activitate la cele trei sectoare administrative, administrativ, bisericesc, cultural și economic, și am prezentat de asemenea și lucrările, activitățile pe care am încercat să le desfășor în cadrul acestei episcopii în această perioadă de interimat, în care, din încredințarea Sfântului Sinod, iată că mă ocup și de, să spunem, grija pastorală a românilor din Episcopia Daciei Felix. De asemenea, am discutat și alte probleme administrative și, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am străduit ca prin înțelepciune să găsim câte o soluție potrivită la fiecare dintre acestea. După sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, în Episcopia noastră a Daciei Felix a avut loc ședința adunării eparhiale, care s-a desfășurat în urma Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii și în urma slujbei de Tedeum, care au fost săvârșite de către Preasfințitul Părinte Siluan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Mulțumim Preasfințitului Părinte Siluan pentru purtarea de grijă, mulțumim părinților consilieri care au citit cele trei rapoarte și care și-au adus aportul la bunul mers al episcopiei noastre, mulțumim tuturor membrilor adunării eparhiale care s-au implicat pentru bunul mers al Episcopiei Daciei Felix de aici, din Serbia. La ședința adunării eparhiale a participat și Dan Constantin, consulul general al României la Vârșeț. Am asistat astăzi la ședința anuală eparhială de bilanț al anului 2018 al Episcopiei Dacia Felix în Episcopia Românilor din Serbia. Conform tradiției obișnuinței din ultimii ani, am reprezentat diplomația română de aici, din Serbia, la această ședință, în calitate, sigur, de observator, și vreau să vă spun că a fost o ședință la fel de interesantă și de fructoasă, aș putea spune, cu rezultate la fel ca și cele din anii trecuți. Pe lângă rapoartele obișnuite care se prezintă în astfel de situații, au mai fost dezbateri punctuale foarte interesante. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte concrete privind intensificarea activităților misionar-pastorale în parohiile românești din Serbia, dar s-a vorbit și despre statutul actual al românilor de la sud de Dunăre.